toate cheltuielile care să vină. Acum e singură, nu muncesc. O să ne descurcăm. Bine ați venit! Rămâna, Alex, încântat. Scuze-mă, dăm așa una. Bună, bine ați venit. Mă scuzați, nu știam că veniți. Să rămâna, Cristi. Bună, te pup. A venit Alin cu prietenii lui și m-am prins așa, nu m-am pregătit și eu puțin să mă aranjez și eu un pic. Trei băieți în casă. Ce impresie l-ai fi făcut? Bă, femeia se combine imediat. Pică imediat. Da. Gândește-te la Alin, frate. Ce să mă gândesc la Alin? Păi e prietenul nostru, ești nebun la cap. Pe... Păi și ce? A zis cineva că trebuie să știe? Scuză-mă. Scuză-mă, nu trebuia să... Să intru, nu, scuză-mă. Da, acum dacă tot m-a văzut așa, n-ați vrea să închideți ușa. Știu că își dorește și ea un pic de mângâiere, de atenție. Chiar nu cred că va spune nu. Chiar dacă nu ne place, trebuie să recunoaștem că suntem în continuare un popor tributar unor concepții discriminatorii și misogine, în care bărbatul poate și femeia nu. Bărbatul are dreptul, femeia nu. El reclamă iertarea, condamnând femeia, că doar el e bărbat și are nevoi, iar ea este femeie și are obligații. E bine, dragii mei, nu e chiar așa. Iubirea, căsnicia, înseamnă că tu, ca bărbat, ești obligat să îți faci soția să înflorească. Că de nu, cine știe, poate o face altul. Ioana, ajunsă la 50 de ani, a divorțat de câteva luni de soțul ei, Vali, după mai bine de 20 de ani de căsnicie. În urma divorțului, bărbatul a plecat din casa în care locuiește acum Ioana, împreună cu fiul ei, Alin. Imobilul mare și frumos amenajat lasă impresia de bunăstare, însă lucrurile nu stau deloc așa. Ioana este o simplă coafeză, iar Vali nu îi ajută deloc. Dar ce e cu tine, mamă? De ce ești așa? Ești obosită? Nu neapărat, dar... Nu e nicio situație foarte roză. Nu știu. Păi și atunci te întreb, de ce nu... Deja nu te împaci cu tata? A, nu. Nu, niciun caz. Nu. Nu, chiar te rog frumos, să nu stricăm seara, da? Deci te rog foarte mult. Nu vreau. Nu vreau, gata. S-a terminat. Îmi pare rău. Ești adult, poți să înțelegi lucrul ăsta, da? Când doi oameni nu mai au ce să spună. Gata. S-a terminat. Chiar nu vreau. Să nu mai insiști. Viața nu este deloc ușoară. Cu toții știm asta. Chiar dacă locuim într-o casă mare, viața nu este atât de rost pe cât pare. Părinții mei s-au despărțit acum 3 luni, iar eu am rămas cu mama. De când s-a despărțit de tata, nu mai știe nimic. Doar muncă, acasă și atât. Da, mamă, dar cum o să ne descurcăm cu toate cheltuielile care o să vină? Acum e singură, nu muncesc. O să ne descurcăm. Fiul meu este în primul an student la SNSPA și sunt foarte mândră de el. Voi face tot posibilul să îi asigur o viață decentă și să fie mândru de mama lui. Mă mai duc la salon. Ce câștig la salon, câștig la salon. O să mă mai duc și la cliente acasă. Nu știu, ne descurcăm. Nu o să murim. O să fie bine. Nu mai zic că de câteva luni bune eu nu mi-am cumpărat o haină nouă, n-am ieșit afară. Mi-e și rușine să-i cer banul meu. De 3 luni reușim, da? Să ne descurcăm. Și ce crezi, că mare ajutor îmi dădea taică tu în casă? Tu poate că așa crezi? Da, mamă, dar, nu știu, așa bun rău cum era el, măcar mai era un salariu în plus în casă, mai... Cred că nu știi multe. Păi salariul... nici nu vorbești niciodată. Salariul lui nu prea se simțea în această casă. Nici înainte, când era el. Da? Îmi pare rău, nu discut mai mult, nu mai vreau să aduci vorba de taică. Tu te rog eu frumos, te rog eu mult, mama. Nu-mi place să reîncălzești ciorba. Și cred că dacă i-aș mai da o șansă lui Vali, posibil că ar face la fel. Și nu cred că mi-ar conveni să trec din nou
prin situația în care am trecut. Te rog, o să ne descurcăm. Măcar înainte aveai și tu timp să... Uite-te și tu că de atâta timp nu te-am mai văzut o dată aranjată, nu te-am mai văzut o dată... Mă interesează să mă aranjez. Tu ești coafeză și nici măcar n-ai părul aranjat de atâta timp. Mă interesează, n-am stare necesară să mă aranjez. O să mă aranjez. Ce vrei, să recunosc că am suferit după taică-tu când m-am despărțit de el? Da, poftim, recunosc. Și atunci ce ai de pierdut dacă te împaci cu el? Dar nu mai vreau! Nu mai vreau! Am avut o căsnicie frumoasă. Până la un punct. Când între noi totul s-a năruit. N-a mai funcționat. M-aș dori ca părinții mei să împace. Ne-ar fi mai ușor tuturor. O să fie bine, da? Găsim noi o soluție. Hai! Forța! Suntem puternici! Sunt la telefon. Ia zi, bro. Bă, uite, sunt cu mama, mănânc. Tu? Bă, nu mă deranjezi, zi. Păi și cum ăsta de afară? Pe ce, e legal să vin așa să te dea afară? Nu aveți contract? Păi și ce faceți? Vă căutați de chirie sau cum? Bine, mă, hai că te ajut eu cu proiectul și nu știu, găsiți-vă acolo, caută chirie. Undeva unde să vă placă, nu știu, zic și eu. Hai, pa, pa. Tocmai m-a sunat Alex, colegul meu de facultate. El împreună cu frasul și cu Dorin, un alt prieten de-al nostru, stau în același apartament. Se pare că au o problemă. Proprietara urmează să-i dea afară. Gata, mă-nțeleg pentru mama. Nu, oricum am mâncat și de la facultate, acum am mâncat doar așa, cu tine. Hai că mă să mă spal. Hai, să-ți fie de bine. Mulțumesc. Ioana nu reușește să își revină după divorț. Șocul unei căsnicii eșuate, problemele financiare și frustrarea că nu îi poate oferi mai multe lui Alin o copleșesc. Dar Ioana, în esență, este o femeie puternică și se frământă să găsească soluții. Ce faci, păi? Nu ești gata încă? Acum imediat îmi fac părul și... Mânca la mama de băiat frumos. Fericită, Mirela, că te are, să știi. Mamă, termină că sunt un băiat normal. Da, mă, dar ești băiatul meu. Nu e normal să te laud? Nu ești în întârziere? Acum ți-am zis că termin și mă duc. Bine, mama, bravo. Mi-a venit o idee. Te împaci cu tata. Hai, lasă-mă în pace cu taică tu. Te rog frumos. Haide. Nu m-a supărat de la prima oră, da? Bine, nu, m-am bine, gândit. Da. Ascultă-mă. Ascult. Te-am auzit când ai vorbit cu prietenul tău. Care problema aia că îi dă afară de unde stau ei? Ce zice dacă i-ai aduce când aici? Când ai auzit? Viața e plină de neprevăzut. Și cum sunt numai probleme în viață și puține bucurii, trebuie să găsești tot timpul ceva, o soluție ca să ieși din acel necaz, din acea problemă. L-am auzit aseară când se plângea la tine, că îi dă afară și că nu mai pot să locuiască acolo. Da. Și m-am gândit, dacă noi avem casa asta atât de mare și avem nevoie și de bani, n-ai vrea tu să le propui să vină să locuiască aici și le luăm bani mai puțin, mamă, decât dau ei acolo? Cât dau ei acolo? Nu știu, cred că vreo 400, oricum arăta bine apartamentul. Păi da, mamă, da, ei n-au banii ăștia și mă gândeam să le cerem niște, să le cerem mai puțin. Hai să nu zicem de acum, da? Le cerem mai puțin, îi iei și tu aproape de tine, ne ajută și pe noi și o să fie mai bine, nu știu, zic și eu. Ce zici? Că și tu ai nevoie de bani. Uite, ești cu Mirela în oraș și tu n-ai niciun ban, mama, și mă simt foarte vinovată. Mă simt tare rău, crede-mă. Bine, nu știu, eu o să-i întreb, să nu pot să-i oblig sau ceva. Mama, nu-i obligi, doar le propui. Până la urmă, mama nu zice rău, dar cum să le zic eu băieților, că mi-e puțin rușine. Nu știu, pot să-i întreb, dai seama, o să îmi fie rușine așa să, băi, uite ce m-am gândit, dar... Păi nu, stai puțin, că tu trebuie să aduci discuția în așa fel încât să le propui ca să-i salvezi. Uite, băi, deci voi rămâneți în aer, da? Uite ce m-am gândit, am vorbit cu mama, ca să vină de la tine ideea, da? Uh-huh. Am vorbit cu mama și i-am propus să vă mutați la noi și ea a zis că da, că se poate, depinde dacă o să fiți cuminți, dacă o să fiți ordonați, dacă, nu știu, zici și tu acolo de la tine, nu știu, habar n-am. Nu știu dacă vor accepta, știind că suntem și noi în casă, dar până la urmă știi cum e, încercarea moarte n-are. Și cât să le cerem, mama?
nu știu, zile 100 de euro. De fiecare. Oricum nu e mult. Tritări. Da, sigur, sigur, cu facturi, adică oricum e mai ieftin decât dădeau acolo, nu? Da, și oricum cum arată casa și unde stăteau ei. Scuză-mă adică... puțin, păi da, casa asta e perfectă pentru ei, castel. Și până la urmă, de ce să nu profit de casa asta? Oricum e mare pentru noi. Și așa, venind băieții aceia, ne ajută, ne ajută foarte mult. Altă propunere. Eu din toți banii ăștia pe care o să-i luăm, vreau doar 500 de lei. Și restul ți-i ții tu pentru tine. Pentru tine și pentru Mirela. Să ai și tu de buzunar. Ce zici? Mie n-ajunge aia 500, da? Îți dai seama că... Hai mă, că ești bărbat. Trebuie să ieși tu cu fata aia, să o duci tu să se plimbe. O scoți și tu în oraș, n-am... Pe cuvânt mă simt foarte vinovată. Pe mine mai cucerit, ok. Pe mine mai cucerit, nu trebuie să zici de două ori. Ok, îți dai seama că, da, o să mă duc, să, chiar acum oricum mă duc să mă văd cu ei. Și o să le zic, o să le propun. 1000 de lei doar pentru mine, nu sună rău. Am luat această decizie, în primul rând, pentru Alin, ca să-l ajut pe el. Oricum, mie mi-ajung cei 500 de lei pe care i-am spus să-mi dea. Și el va avea bănuțul lui, pentru el am făcut lucrul ăsta și poate... Nu mă mai bate nici la cap să mă împac cu taicăsul. Toată ziua să mă împac cu taicăsul. Nu mai vreau. Eu zic că o să accepte, pentru că, în primul rând, sunt în situația în care sunt, că n-au unde să se ducă așa imediat, da. Și e rău să te dea cineva afară, spun eu. Nu cred că e foarte plăcut. Și uite, vezi, ești ancora lor. se agață de tine. O să le faci un bine. Îți spun eu că o să accepte. Bine, mamă. Haide că mă duc la facultate, că am întârziat. Bine, pui. Te pup. Te pupă, mama. Pa, să ai o zi bună, da? Da. Hai. Pa. Ioana a făcut propunerea tot înspre binele lui Alin, care are totuși rețineri să le-o facă cunoscută prietenilor. Dar până la urmă, merită încercat. Băi, știu că voi vă căutați apartament, nu? Da. Băi, uite, m-am gândit cu mama dacă vreți să stați la noi, că noi acum închiriem, că avem, știi, cu tata, cu mama, și m-am gândit cu mama dacă ați vrea să stați la noi. Știu că acolo unde erați voi dădeați 150 de euro, nu? Da, 150. Da. Și noi v-am luat 100 de euro de persoană plus utilități. Păi și utilitățile cât ar veni, gen? Nu știu, dar oricum nu cred că s-ar duce în 150 de euro cu totul, deci... Ah, ok. Sună bine. Bă, chiar... da, sună interesant. Eu zic să-l așteptăm și pe Cristi să vină, pe frații mei și da, vedem. Acum eu v-am zis să nu vă simțiți obligați, adică eu v-am zis așa, să prietenește. Și practic vom sta toți într-o casă. Da, gen, aveți sus camerele, mama oricum stă jos, nu ne-ar deranja pe noi, am fi toți, oricum stă la facultate, toți. Asta ar fi partea cea mai interesantă, adică putem sta toți, ne putem ajuta, mai ales că suntem toți la facultate. Nu văd da, de ce și nu. Pe lângă asta ieșim și noi mai bine cu cheltuiala, că decât să dăm 150 de euro, mai bine îi dăm 100 și plus facturi plus astea, cred că ieșim și mult, mult mai bine. Cu mâncare, cu astea, ne descurcăm. Chiar mult mai bine. Voi stăm în continuare cu Alex și cu Cristi, ne cunoaștem de 2 ani, ce poate fi mai interesant decât să stăm în aceeași casă? Și plus că ieșim și mult mai ieftin la chirie. Față de unde stăteam înainte, acum consider că e mult mai bine. Plus că stăm cu toții prieteni, ne cunoaștem. Mai bine îl așteptăm și pe Cristi și să vedem ce spune și el. Să vedem dacă e de acord. Dacă e de acord, mergem, vedem casa. Așa, nu știu, să ne spui tu mai multe, dar... Da, oricum. E spațios, e ok, e... Da, îți dai seama, am 3 camere sus, îți dai seama, e mare. Și oricum, până la facultate, știți că eu mereu ajung primul, fac jumătate de oră. E super aproape facultate. Da, n-ar fi asta o problemă, pentru aproape, na, ne descurcăm. Suntem toți în aceeași casă, adică asta să fie... Da, aici e mai tare, că 4 băieți într-o casă. Nu știu, așa cum e cu mama de gaș, că n-ai nicio treabă, da. Știți cum e. Da, să nu o deranjăm, că știi cum suntem noi băieți. Ea a propus, deci presupun că nu o să poată să zică ceva. Oricum, afacerea asta e bună și pentru ei și pentru mine, că luna viitoare o să am și o portofelă mai plină. Ce faci, mă, frate? Ce zici? Te pup oricine și ce zici? Ce faceți? Uite, vorbeam cu Alin, că știi că noi că căutăm apartament. Ha, lasă, nu te rog frumos, apartament cu cazare, că am căutat, mi-au sărit credit în cap. Dar știi că am găsit la o treabă foarte bună, adică el e dispus să ne ofere, să stăm toți la un loc, noi plăteam dincolo 150 de euro. Putem sta cu el și cu mama sa cu 100 de euro. La tine? Cu...
Da, a zis că are 3 camere libere, 100 de euro plus ce o să vină factura. Camere. Și... Da, nu, de persoană. A, de persoană? Da. Față de dincolo unde aveam 150, adică e mult mai... Plus că a zis că nu ar fi mare deranj, puteți veni și cu fetele. M-am chemat, frate, mi-a să vorbim despre chirie. Eu, până la urmă, zic că e o facere bună, că aici dăm 100 de euro față de 150 cât dădeam în partea cealaltă. Și plus că am intrat în criză de timp. Din partea mea, că eu sunt singur, adică n-am iubită sau ceva, pentru voi e mai așa. Eu sunt ok, adică chiar sunt de acord cu ideea. Ideea, frate, mi-am gândit că suntem toți cu proiectele cu astea, suntem toți împreună. În cazul în care e de vreun party ceva, nu mai stăm să ne întâlnim pe acolo, pe acolo, suntem toți la un loc. Ne putem singurul ajuta. Deranj a fost, l-am întrebat pe Alin să nu o deranjăm pe maică, s-a zis că e de gaște, asta, nu da. Așa. Și asta ar fi un punct. Nu, e mă, că oricum mama, adică el o știe, e super de gașcă, n-are nicio treabă, ea a propus. Mergem, vedem cum stau treburile, vedem casa, vedem dacă ne e ok tuturor și după luăm o decizie și anume să ne mutăm dacă e să ne mutăm. Cel mai bine. Și dacă tot mergem, vorbim și cu maica ta despre restul. Vedem da, care e treaba, ne înțelegem da. Și cădem la o decizie. Da. Cel mai bine așa. Abia aștept să-i dau vestea mamei. Nu i-am spus că vin cu băieții, dar cred că e mai bine așa. O să-i fac o surpriză. Lucrurile se mișcă mult mai repede decât s-a așteptat cineva și vizita băieților o găsește pe Ioana nepregătită pentru un musafir. Iar asta contează pentru o femeie. Mamă! Ei! Bine hai ai venit! Haide că musafiri! Au! De ce nu mi-ai spus? Haide că... Hai mai mama, cu cine ești? Cu băieții. I-am adus mamă, să... Mamă, trebuia să mă suni, Doamne! Haide, lasă că... Așa ești în fiecare zi. Păi, te pupă, mama, bine venit. Bun, ei, bă, tine te știu, scuză-mă, tocmai curățam cartofi. Nu ce problemă. Te pup. Bine ați venit. Mulțumesc. Alex, încântat. Scuze-mă, dăm așa una. Bună, bine ați venit. Mă scuzați, nu știam că veniți. Să rămână, Cristi. Bună, te pup. Bine ați venit. A venit Alin cu prietenii lui și m-am prins așa, m-am pregătit și eu puțin să mă aranjez și eu un pic. Trei băieți în casă. Ce impresie l-ai fi făcut? Am vorbit cu Alin despre oferta dumneavoastră și ne-am gândit să venim să vedem despre ce e vorba, ca să știm da, și da, noi... băieți, păi am vorbit cu Alin și mi-a spus ce probleme ați avut, că ați rămas în aer, da? Și m-am zis, dacă tot avem casa așa mare, de ce nu? Dacă și vouă vă convine, ne ajutați și pe noi, vă ajutați și pe voi, că stați împreună, că sunteți prieteni, nu, mami? Da? Și cum vreți voi, eu o să merg să vă arăt casa, tu ai mai fost la noi, da? Voi dacă vreți, dacă vă convine. Important e că noi am venit pentru că era urgent din partea am cealaltă înțeles, să eliberăm am și am zis să ne interesăm să vedem dacă ne place și așa, ca să știm dacă putem veni cât mai sigur, repede posibil. Sigur. Eventual mâine. Păi nu. Da, sigur, puteți să vă mutați chiar de mâine dacă e așa o problemă, că am înțeles. Mi-ai spus că... Da, v-am rămas în... Da, ați rămas pe drumuri. Păi, ce să spun? Hai să le arătăm casa sau eu știu, mă duc doar... Te rog frumos, stai un pic, stai un pic. Ai tu grijă de ciorbiță? Bine, bine. Da, te rog frumos bine. Și eu mă duc cu ei să le arăt. Să le arăți, bine. Da? Uh-huh. Hai, hai să vă arăt casa, da? Aici sus sunt 3 dormitoare. Sper să vă placă. Uite, aici este primul dormitor. E mare. Da. Arată bine. Spațios. Super. Da. Chiar arată bine și da. Și mare. Chiar arată foarte bine, îmi place. Așa. Aici este al doilea dormitor. Asta e un pic mai mic. Da, bine, vă înțelegeți voi cum vă așezați, care cum. Cristi, ăsta e al tău, am spus. Da. Dacă aveți unul și mai mic, pot să-l iau, că așa, ei au iubit, eu sunt singur, n-am... Băieții par ok, par copii cu minți. Nu știu, oricum Alin nu se înhaită el cu orice fel de om. Și sper să facem o echipă bună. Deci, cum vă înțelegeți voi, nu știu. Eu? Împărțiți. Vreau în acela.
tu vrei în acela, că e mai mare. Și mult mai frumos, părerea mea. Păi nu, toate sunt frumoase, că am avut grijă și fac curățenie în fiecare zi, vedeți foarte bine, că am grijă de toată casa. Oricum eu cu fratele meu mă înțeleg, așa că nu e problemă. Deci voi împărțiți, da, cum vreți voi. Oricum e frumos, e întreținut. Da. Bun, aici este al treilea dormitor, vedeți și voi cum vă place. Și ăsta e... Acolo este baia principală și ați văzut că în... Aici, ai fost șmecher, ai ochit, că acolo mai e o baie. Ce să facem? Bine, vă gândiți. Da? Mi se pare ok. Da, da. Și mie mi se pare în regulă, super. Deci curat, tu vrei cameră singur? Păi n-am cu cine să împart. Auziți, aș avea și o mică problemă. Ia zi. Am o prietenă și dacă ar fi ok, dacă ar veni... Mai, hai să fim umani. Da? Dacă se poate spune așa. Eu vă înțeleg, sunteți tineri. E normal la vârsta voastră să aveți prietene. E logic, da? Dar rugămintea mea ar fi că dacă vin aici, să nu iasă cu tâmbălău sau cu cine știe ce... Nu facem gălăgie sau... Știi, mă gândeam la faptul că dacă vă dau voi etajul, să-l și țineți curat. Vă dați seama, da? Nu se pune problemă. Și mie mi-ar conveni să vină. Mă împrietenesc cu ele, am și eu cu cine vorbi. Chiar dacă sunt tinere, nu? Aveți și un ajutoare la curățenie după aia. Bravo, bravo, sigur că da, bravo. Casa asta pentru mine arată chiar foarte bine. Oricum eu o știam dinainte. Cel mai important pentru mine este faptul că mă lasă cu iubita. Eu sunt ca și mutat aici. Mâncați o ciorbă? Nu, sărămâna, nu ne-e foame. Tocmai veni din să curești și tu mai departe cartofii ăștia. Am încercat. Da? Da. Bine, asta e. Cum a fost? Păi... Sincer, ok. Îmi place. Și mie. Da? Bravo. O să fie bine. Eu cred că o să fie bine. Și oricum, animă locul ăsta care era un pic... Anul ăsta, așa, era casa mare, doar eu cu Alin mai mult pe la facultate și cu prietena lui. Chiar îmi convine, chiar îmi convine pentru că o să fie un pic de viață. Deci, băieți, ne-am înțeles cu banii, stați liniștiți cu toate cheltuielile care vor fi împărțit în frățește, nu e o problemă, nu se deci întâmplă. Deci e ok cu facturile, adică la final de lună... Deci o să vedeți că e bine, da? Da. O să fiți mulțumiți și voi, vă mulțumesc dacă v-ați hotărât deja, o să ne ajutați și pe noi. Cine credea că o să ne mutăm într-o vilă atât de mare și la bani mai puțin decât la apartament? Plus că are curte, abia aștept să facem grătar la vară și să ne distrăm. Eu, unul, sincer, sunt foarte mulțumit. Deci batem palma. Batem palma. Batem palma. Batem palma. Bravo. Mă bucur. Păi mă bucur. Ar trebui să mergem să ne luăm hainele de la apartament. Cel mai bine ar fi să venim mâine ca să lăsăm acolo tot ok. Sigur. Îmi iau liber, vă aștept. Da? Ok. Mâine nu mă duc la serviciu. Fratele meu a făcut o afacere destul de bună. Îmi place cartierul, îmi place și casa și abia aștept să ne mutăm. Păi, hai să mergem și rămâne pe mâine. Bine, vă aștept mâine, sigur că da. Sărămâna. Ne-am luat cu plăcere, la și revedere. Și nouă. Mulțumim, sărămâna. Pa. Bă, oricum ne auzim diseară la telefon. Da, ne auzim diseară. Chiar e foarte bun. Chiar îmi place. O schimbare radicală de pe o zi pe alta. Casa va fi mult mai animată cu suflu tânăr, iar Alin îi va avea aproape pe prietenii lui. Au trecut 3 săptămâni de când colegii lui Alin s-au mutat la el, iar Ioana a preluat din energia lor pozitivă. De aceea simte că este momentul să facă o schimbare în look și în atitudine. Divorțul trebuie depășit, iar ea trebuie să înceapă să trăiască din nou. Hei! Ah, bună, Ioana! Ce faci? Ce bine arăți! Mersi! Cât de bine ești aranjată, dar ce-i cu tine așa? Îți place? Ești și tu aranjată, în sfârșit ești cu o fată. Da, mă bucur, îmi place foarte bine cum arăți. Ia te rog, loc, te așteptam la o cafeluță. Nu ne-am mersi, mai văzut de mult, să mai povestim și noi cafetele. Uite, mi-am dat seama că trebuie să ies în oraș.
Da, am venit bucur. Să te văd, că nu am văzut de mult. Foarte bine. Nu am văzut de mult. M-ai așteptat și cu cafea, mai ce bine îmi pare. Cum îți este Ioana acum după divorț? Super. După, da? Sunt vie. Au trecut deja 3 săptămâni de când sunt băieții la noi. E atâta veselie în casă, mă simt atât de bine, îmi dau energie pozitivă. Uită-te la mine. Foarte cum bine. Eram? Da, arăți foarte bine, eram, sigur. Uite, ți-ai făcut tu. Unghiile, da, bravo, mă bucur. Da, îmi place, sigur, îmi place foarte mult, da. Da? Da. Îmi place, sigur, și te vezi și aranjată și părul, da, sigur, îmi place, da, îmi place foarte mult. Păi nu degeaba sunt coafeză, da? Sigur, scuză-mă foarte bine. Scuză-mă puțin, păi, trebuia da. Să... Foarte bine. Trebuia să-mi revin, trebuia să-mi revin, nu mai puteam să mai stau așa, nu mai puteam, simțeam nevoia să ies în lume, simțeam nevoia să... Să trăiesc. Ioana are o energie și o putere incredibilă pentru a merge mai departe. Eu n-aș putea să-mi trec așa de ușor peste un divorț între ea. Tu știi bine că știi, am știi, fost așa într-o ușoară depresie. Știu, și copilul a zis, măi mamă, ce e cu tine? Deci trebuie să, să-ți revii. Trebuie să-ți revii, nu se poate. Adică te înțeleg, eu vreau să te împaci cu tata, dar nici așa să decazi, că tu ești o femeie încă tânără, ești încă frumoasă, chiar dacă ai 50 de ani. Trebuie să revii la ce erai înainte. Trebuie, sigur, eu pe tine te știu luptătoare și trebuie, da. Să măi, să știi că sunt luptătoare. Sunt luptătoare, lupt știi și merg până în pânzele albe. Da. Și știi foarte bine că ne știm de 20 de ani, da? Că eu țin casa. Deci, în continuare, la câta mai casa este, tu știi că spăl, calc, fac curat, n-am nevoie de femeie în casă, da? Dar mi-am dat seama că o femeie trebuie să și trăiască pentru ea, să se iubească, da? Și îi mulțumesc soțului meu că mi-a dat această oportunitate să revin la viață. Maria este prietena mea foarte bună și confidenta mea. Ne știm de 20 de ani. Îmi pare rău pentru ea, pentru că și ea trece prin niște probleme acasă. Nu e chiar foarte fericită și... bine, nici nu vreau să o influențez, dar aș putea fi un exemplu pentru ea. Noi, femeile, știu, facem compromisuri de dragul copiilor, de rușinea vecinilor, alunurilor. Ce rude și vecini, lasă-mă în pace, că da, nu asta mă interesează asta. Pe mine, da? Eu, în continuare, îmi văd de familia mea, că doar nu vreau să sar gardul, da? Dar îmi văd de familia mea, de copilul meu, de casă, am grijă de el. Când se duce dimineața la facultate, îi fac pachet mai ceva ca atunci când eram mic, da? Deja ne mișcăm puțin. De când stau colegii lui Alin cu noi în casă, se vede ajutorul. Da? Se foarte vede. Bine. E un și ajutor cum te descurci cu atâția în casă? Te-ai obișnuit? Păi să știi că sunt niște copii buni, sunt copii cu minți. Deci nu i-am văzut să se îmbete, că... Mai stau și mai beau și ei o bere seara, mai... Ești norocoasă. Chiar stăm împreună, să știi, seara, mai vorbim, mai râdem. Că mă bucur pentru Ioana că poate să-și rotunjească veniturile, dar eu n-aș putea să stau în casă cu atâția copii, băieți, sunt totuși băieți și cu timpul poate și vor strica lucrurile din casă, vor deteriora, nu se știe, nu n-aș putea să stau cum să ia cu atâția în casă. Mamă, ce dulci sunt! Sunt dulci? Da. Dar e bun gemul? E foarte bun. E făcut de mine, să știm. E din piersici. Știi să faci și, face și gem. Știu să fac de toate. Acum a sosit momentul să-mi pun planul în aplicare. Îmi place Ioana și nu o să o las să scape până nu-mi iese. Ce ai pățit, Cristi? Nu merge apa caldă. Cum să nu merge apa caldă? Nu merge apa caldă. Nu mă, fi serios, că am făcut eu duș mai devreme, am spălat și vasele. Da. Ia verifică, ia vezi. Nu mergi! Ăștia sunt colegi cu tine? Nu ăștia. Și tu ce te-ai îmbrăcat așa, n-am înțeles. Cum adică sunt îmbrăcată? Sunt îmbrăcată de casă. Și prezinți moda sau ce? Nu prezint nicio modă, păi că nu te știam așa. Care e problema ta până la urmă? Nu te-am venit să vorbesc frumos cu tine și tu mă iei la urmă. Bun, nu mă interesează. Da, ce încertați? Fă
fost o oportunitate pentru mine și uite, vezi, banii pe care mi-i dau, reușesc să-i dau și lui Alin să aibă și el un ban de buzunar, că se plângea dragul de el că nu are și el un ban de buzunar și mă simțeam vinovată, că nu puteam să fac față și cu casa și cu tot ce trebuia, știi? Dar poate găsești și tu pe cineva până la urmă să te ajute să, dacă nu o să poți să faci chiar față până la sfârșit, că doar nu o să ești frumoasă, ești puternică, ești tânără, nu o să rămâi singură. De ce nu? E atât de bine, trăiesc, parcă sunt tânără din nou, nu știu, așa de bine mă simt, e perfect. E perfect, viața mea e nemaipomenită. Planul meu este să trăiesc. Foarte bine. Să fiu vie. Mă bucur, foarte bine. Îmi place cum viața pe care o trăiește Ioana, dar și eu mi-aș dori eu, dar eu nu pot din cauza copiilor. Copiii mei sunt mici și nu-mi permit să trăiesc viața cum și-o trăiește ea. Ioana a revenit la viață. A suferit mult și nu merita asta. Acum se simte din nou tânără și nu uită să își pună în valoare feminitatea. Suntem deja de o lună și jumătate în casa doamnei Ioana și este minunat. Este minunat să-ți începi dimineața cu așa priveliște. Doamna Ioana! Doamna Ioana! Bună dimineața, doamna Ioana! Ei, ce faci? Să rămână! Ei, scuze! Ce faceți? Făceam clătite și scuze-mă, prosteam și eu puțin. Dimineața asta am o stare foarte bună, mă simt atât de plină de energie, de viață. Da. Pentru ce sunt clătite de asta? Mai clătitele, sinceră să fiu, ce rău îmi pare, da. Hai, fii atent. Eu le-am făcut pentru serviciu, că le-am promis colegilor că știau că eu fac clătite bune. Dar hai, serviți și voi. Dacă tot ați coborât. Nu, te rog. Miroase bine. Nu știu, de când au venit băieții ăștia în casă, parcă e altceva, este energie pozitivă, e casa plină. Mamă, ce dulci sunt. Sunt dulci? Da. Dar e bun gemul? E foarte bun. E făcut de mine, să știi. E din piersici. Știi să faci și gem. Știu să fac de toate. Foarte bine. Mâncare, curățenie, de toate. Faceți o mâncare foarte bună. Da? Ți-a plăcut? Bravo! Tocmai de-aia, uite, fii atent că m-am gândit că dacă tot locuiți aici, nu v-ar interesa să vă pregătesc eu micul dejun? Eventual și cina? E o idee foarte bună. Voi câți bani dați așa pe zi? Cam cât de mult? Ce mâncați voi? 30-40 de lei. Cam așa? Cu tot. Dacă voi ați spus că dați cam 30-40 de lei pe zi, nu mă deranjează să gătesc și pentru băieți. Până la urmă fac un ban în plus, nu? Deci, după calculul meu, ar fi 42 de lei pentru toți. 1200 pe lună? Pentru toți? Eu mă bag. Mie îmi place mâncarea pe care o face doamna Ioana. De bun. Eu sunt de acord. Acum trebuie să vorbim și cu Dorin să... Bine, oricum. Lui îi place mâncarea, nu cred că are nimic. 400 de lei pe lună pentru mic dejun și cină? Păi e chilipir pentru ce dădeam noi la fast food. Până la urmă scutim niște bani și mâncăm și sănătos. Pot să vă fac sandvișuri calde la cuptor? Omletă. Omletă, da. E ceva decât ce mâncăm și noi. Și măcar știi că e mai sănătoasă, frate. Ceaiul, cafeaua, ce vreți voi, nu știu. Seara, o friptură sau chiar și ciorbă, supe, ce vreți voi, nu știu. Dacă vreți chiar stabili meniu, nu știu. Facem săptămâna, nu? Vorbesc serios, deci cum vreți voi. M-am gândit eu bine, deci acum le gătesc. Mă aranjez cu banii, poate mai târziu încep să le fac și curățenie în camere, mai sunt niște bani. Nu mă simt bucătăreasa voastră, dar chiar vreau să vă facă plăcere și să dacă vă simțiți bine. Dacă nu vă deranjează cu nimic, noi nu avem nimic împotrivă și chiar suntem de acord. Eu sunt de acord, sincer. Okay. Plus că de fiecare dată când trecem pe aici, miroase destul de bine. Mulțumesc mult! Am plecat mereu cu gândul la mâncare și cu stomacul gol. Auzit, da, Alin s-a trisit? Nu, uite chiar, vreau să guste și el o clătită. Mă duc să-l trezesc imediat, da? Ok. Ha, bine. Bă, asta e bun rău tot. Bă, e, da.
Acum ce vrei să faci? Adevărul e că doamna Ioana e o femeie atrăgătoare. N-ai ce spune. În fratele meu s-au aprins călcâile după mama lui Alin. Am văzut eu cum o privește, mai ales cum trece pe aici, pe casă, pe lângă noi. Bă, femeia se combine imediat, bă. Pică imediat. N-ai de să știi, dar până la urmă uite și tasul. Lui Alin nu știu ce a pierdut, păi, dar... eu asta nu înțeleg. El nu știe ce a pierdut, frate. Femeia încă e în puterie tânără. Da. Gândește-te la Alin, frate. Ce să mă gândesc la Alin? Păi e prietenul nostru, ești nebun la cap, ce ai? Păi și ce? A zis cineva că trebuie să știe? Păi nu, dar nici nu vreau să rămânem pe stradă, sincer. Adică dacă o faci, fă-o cu cap. Păi normal că o fac cu cap, mereu am făcut-o cu cap. Lui frate mi-e cam plac astea mai în vârstă. Până la urmă, nu e la prima abatere. Acum, ce să fac? Îl ajut. E fratele meu. Ascultă-mă bine. Bă, o rezolvă. Frate meu, nu știu ce să zic, că... Băi, am găsit bine, banii sunt ok. Băi, nu te mai gândi nimic. Ne face femeia și dă mâncare. Păi tocmai, ascultă-mă. Păi, da. Vrei să, ascultă-mă, vrei să-ți fie și mai bine? Ascultă pe fratele tău. Bă, te ascult. Ia-l pe Alin și pe Dorin. Ieșiți în oraș. Luați-vă fetele, ieșiți cu fetele undeva, dui la un bar, la un restaurant, la o sală de șoc, la ceva. Lasă-mi și eu să trag de timp, zici că e primară. Tragi de timp și o rezolv. Pică femeia imediat. Știi că am trucurile mele. Încercarea mortenare. Până la urmă, n-am ce să pățesc, în afară de a mă trezi maxim cu o palmă peste față. Bine, mă, frate, hai că te ajut, dar să fii atent. Mersi, mă, și ai încredere să vezi cum se iasă. Bine, hai la facultate, că ne-am întins cu vorba. Ah. Cristi, un puștan, zice, e pus pe fapte mari. Chiar nu glumește. Ajutat de fratele lui, a pus la cale un plan să rămână acasă doar cu Ioana. Sau doamna Ioana. Sau mama colegului său, că nu mai știm cum să-i spunem acum. Dacă ar ști Alin ce se întâmplă... Bă, da, Cristi, de ce nu-i cu noi aici? Bă, Cristi a avut un proiect de făcut și a trebuit să rămână acasă, de asta n-a putut să vină. Dar a zis că data viitoare, când ieșim, vine cu noi, nu-i problemă. Așa? La ce proiect? De ce nu știu? Bă, nu știu ce proiect are el, dar na, a zis că e ceva urgent și a trebuit să rămână acasă. Îți dai seama, nu era nebun să rămână în casă, mai ales când mergem la biliard. Știi că îi place biliard. I-am făcut pe plac lui fratele. Acum sper să iasă și planul, să îi meargă treaba ca la carte. Sper să nu rămânem în stradă din cauza lui. Bă, eu mă gândeam să ieșim în club undeva, cu fetele, chemăm fetele. Sună bine, m-am încălcat puțin, că până la urmă am avut atâtea examene până acum și... Am meritat și noi o seară de distracție. După aia o să stăm iar închiși în casă. Da, mă, dar parcă n-am chef. Nu vreți mai bine mergem acasă? Oricum suntem toți. Chemăm și fetele și ieșim toți cu... Acasă tot timpul, frate, dar acum parcă altceva. Acum suntem și trei cu trei fete. N-ai ce să zic. Nu știu, dar n-am vorbit cu a mea. Ce facem? Păi o sun. O sun și dacă e ceva, rezolvăm. După aia cât îi ia să se pregătească? Am organizat seara asta ca să-i dau trim lui Cristi să iasă planul cu doamna Ioana. Acum sper să iasă ceva. Da, și suntem fără... și noi toți așa, băieți. Na. Da, dar fără Cristi, fără... Bă, lasă-mă, Cristi, oricum, el când a ieșit fără noi, ce, noi ne-am supărat? Nu o să se supere, să supără, frate, ok. Bă, asta e, seama. s-a întâmplat, are de făcut proiectul ăla, n-avem ce să-i facem acum, dar până la urmă trebuie să ne distrăm și noi, că atâtea examene câte am avut. Alex a venit cu ideea să mai ieșim acum după atâtea examene și chiar a prins bine pauză. Hai mă, că oricum nu te las să pleci acasă, adică ce faci? Stai, mă duc eu cu Dorin și tu te duci acasă? Ce nu facem e ok, aici? Adică merge, ori mergem toți, ori nu merge niciunul. Până la urmă, suntem toți băieți, suntem prieteni. Ce bine că am ieșit în oraș, chiar aveam nevoie după atâta timp de învățat. Mă bucur foarte mult pentru că am reușit să ieșim cu toți împreună și să ne simțim bine ca în vremurile bune. Bă, apropo, maica ta e super de treabă, adică... Băi, v-am de la început. S-a ocupat de noi, ne-a gătit, ne-a asta... Și la modul gătit, gătește chiar foarte bine. Adică, știi cum sunt eu cu mâncarea. De când ne gătește doamna Ioana, am reușit să pun bani deoparte pentru că înainte mâncam în oraș și cheltuiam bani mai mulți. Mă bucur că băieții se simt bine la mine acasă. Chiar și pe mama am văzut-o că e mai ok. Nu știu, chiar nu mi-a comentat deloc. Băi, eu v-am zis de la început, gen, că așa o să fie. Și bine, mersi, nu știu. E mamă, de... eu nu pot să mă gândesc de așa. Plus că, na, ne-a ajutat și la curățenie. Chiar ne-a zis să la început să ne facem singuri, dar ne-a ajutat și la curățenie când n-am fost noi. Adică, na, îți dai seama ce femeie face curățenie la
Că până la urmă tu ești fițul, ți-e face, știi, dar nu... Mi se pare ciudat că deloc nu mi-a comentat de câte ori au venit fete la noi și am făcut călăcie sau așa, nu a deranjat-o. Poate și îi place compania noastră, te-ai gândit? Adică... Bă, da, s-ar putea, că îți dai seama, de când cu tata și așa, voia să mai fie lume prin casă, că eu știți că oricum ieșeam tot timpul cu voi, nu prea stăteam pe acasă, acum mai stăm și pe acasă. Te gândești că o mai scos din starea ei de... Chiar voiam să te întreb, adică mai că te-ai atât de drăguță, unde s-a despărțit taică tu de ea? Bă, nu prea vrea să intru în subiect, dar oricum o să se împace, adică eu așa cred. Chiar e super de treabă ce-a sincer, fi păcat. Nu cred că e bărbat care s-ar despărți de ea, dar nu știu ce a fost cu taică tu. Bă, nu știu, oricum știi că nu prea îmi place să intru în subiectul ăsta, eu tot așa, eu zic că se împacă, adică... Nu știu, prea mult timp au fost împreună ca să despartă așa din toată, pum. Am înțeles. Ne întoarcem acum la junele prim Cristi. Abia a trecut de 20 de ani, dar se pare că are curaj. De fapt, din spusele lui, deducem că s-ar baza pe o experiență timpurie, dar solidă. Chiar suntem curioși ce are de gând. Doamna Ioana! Doamna Ioana! Ce e? Ce ai pățit? Puțin, vă rog. Scuză-mă, poți să intru? Da, intrați. Acum a sosit momentul să-mi pun planul în aplicare. Îmi place Ioana și nu o să o las să scape până nu-mi iese. Ce ai pățit, Cristi? Nu merge apa caldă. Cum să nu merge apa caldă? Nu curge apa caldă. Cum ar fi serios că am făcut eu duș mai devreme, am spălat și vasele? Da. Ia verifică, ia vezi. Nu merge. Aolo, ce situație penibilă. Oh, ce ai văzut, doamnă? Te-ai emoționat? Scuză-mă. Stați liniștită. Scuză-mă, nu trebuia să... Nu-i nimic. Să intru, nu, scuză-mă. Da, acum dacă tot m-a văzut așa, n-aș vrea să închideți ușa. Știu că își dorește și ea un pic de mângâiere, de atenție. Chiar nu cred că va spune nu. E o nebunie, doamne. Cum să spui așa ceva? De ce nu? Și până la urmă ce fac? Fac ceva rău? Dar sunt o femeie liberă. Ioana nu a rezistat tentației. De înțeles, de condamnat, prematur să dăm un răspuns. Dar oare vor reuși cei doi să păstreze discreția? Nu de alta, dar cu trecerea timpului, lucrurile evoluează. Relația cu Cristin mă face să mă simt atât de apreciată și de iubită. Chiar simt fluturași în stomac. Mă bucură să vă pămâna așa plină de viață, să se... E, nu știu, văd schimbată. Am văzut că se și aranjează, asta e bine pentru ea. Da, într-adevăr, Ioana este o femeie frumoasă, de care se pare că într-un final și-a amintit și soțul ei, care reapare după mai bine de 3 luni de absență. Scopul aflăm imediat. Ia uite-le și palpa aici. Bună seara, asta, amic. Ce-i cu tine aici? Ziua. Ce faceți? Petrecere, ce soție? Ce-i cu tine aici? Cum ce-i cu mine aici? Ce cauți? Sunt la mine în casă, cum ce-i cu mine aici? Cum adică e în casa ta? Păi asta e și casa mea. Salut, mamă. A fost. A fost? A fost casa ta. Aolo, da? Dar ce e aici? E petrecere? Nu m-ai invitat și pe mine la petrecere? Nu e nicio petrecere. Dar ce e? Ce-s cu băieții ăștia aici? Sunt prietenii fiului tău. Ăsta e bărbatul care i-a dat papucii Ioanei? Eu nu pot să-mi închipui așa ceva. Prieten? Da. Da? Care-i problema ta? Dar ți-am zis tată de ei. Am vorbit. Sunt băieții care stau... Păi ăștia sunt colegi cu tine? Nu ăștia. Și tu ce te-ai îmbrăcat așa? N-am înțeles. Cum adică sunt îmbrăcată? Sunt îmbrăcată de casă. Și prezinți moda sau ce? Nu prezint nicio modă. Păi nu te știam așa. Care e problema ta până la urmă? Nu te-am venit să vorbesc frumos cu tine și tu mă iei luară sau cum? Bun, nu mă interesează. Da, de ce vă certați? Eu vin să vorbesc frumos cu tine, ți-am adus flori. Deci nu mă interesează florile tale, da? Nu te interesează? Okay. Se pare normal ca soția mea să stea așa îmbrăcată în fața colegilor lui Alin? Bine, fosta soție. Și n-am înțeles de ce a venit? Vali? Cum adică e casa lui?
și mi-aduce mie niște flori și îmi scoate ochii că mi-a adus flori, dar n-am nevoie de florile lui. Eu cu el mă mai împac, asta nu e casa lui. Te rog frumos. Și cu băieții ăștia? Nu spui și mie ce-i cu ei? Locuiesc aici. Locuiesc aici? Da, ne ajută pe noi, financiar. Da? Da? Pentru că tu n-ai avut această grijă. Am înțeles. Ce ți-a plăcut? Au, știi ceva? Ia du-te tu cu florile astea. Unde trebuia să te duci? Unde este prietena ta? Scuză-mă puțin. Care e prietena mea? Păi eu vin la tine să vorbesc iubita frumos, să-ți aduc flori. Iubita ta pentru care m-ai părăsit. Mă iei cu prietena ta, mă iei. Ce? Unde care este, da? Cata. Care e prietena mea? Cata, terminați. Știi ceva? Du-te cu florile unde vrei tu, da? Hai, te rog frumos. Și nu face discuții de față cu copii ăștia. Te rog foarte mult. Tată. Vrea să se împace cu mine. Pe bune? Să se ducă la cea cu care m-a înșelat. Nu mă interesează. Unde era când am avut nevoie de el? S-a gândit măcar câte cheltuieli avem în această casă? Că-i trebuie lui Alin bani? Să mă lase în pace. Cam tensionată situația între doamna Ioana și fostul soț. Nu prea-i convine lui fratele meu. Se uită așa, cam dubios. Ce mă Alin cu voiți ăștia? Mă, tată, că am vorbit atunci, am zis că or să vină niște colegi de-ai mei de facultate să stea în chirie. Păi da, și tu ai văzut maică-ta cum e îmbrăcată? De când se îmbrăcă aici? Cum s-a îmbrăcat? Tu n-ai văzut cum umblă cu colanți pe ea, cu... Mie nu-mi convine situația asta. Știi foarte bine că nu... Și ce vrei să-i fac eu lui mama? Nu știu, nu mi s-a părut, mie nu mi s-a părut nimic. De ce vii să fac scandal? Sunt colegii mei, am vorbit. I-am spus acum o lună de zile că la noi în casă stau 3 colegi de-ai mei. Nu știu de ce e așa agitat. Ce colegi sunt, mă, tata, ăștia? Ăștia sunt colegii de-ai. Tu nu vezi că sunt mai mari ca tine? Ei doi sunt cu mine în grupă. Ei amândoi sunt cu mine în grupă. Mă, tată, fii atent aici ce spune. Eu nu pot să vin la maică-ta în condițiile astea. Crede-mi. Eu nu vin, nu pot. Nu pot. Eu nu pot să mă reîmpac cu ea așa. Eu nu înțeleg de ce fostul soț al doamnei Ioana se comportă în felul acesta. Până la urmă, noi suntem aici, plătim o chirie, nu facem nimic rău. Nu pot să mă reîmpac cu ea așa, în situația asta. Ai înțeles? Nu știu cum faci, dar vreau să dispăr de aici. Ai înțeles? Tată. Te rog eu. Tată, te rog frumos, înțelege-mă și pe mine, cum eu tot timpul am fost alături de tine și nu m-am certat niciodată cu tine, înțelege-mă. Sunt colegii mei, sunt prietenii mei, cu ei ies tot timpul afară. Mă, tată, dar tu nu te uiți la ea cum e îmbrăcată când sunt băieții ăștia aici? Nu cumva Ioana și-a găsit pe cineva și a adus băieții ăștia ca să-l țină pe Alin ocupat și a să-și facă de cap? Trebuie să fac într-un fel să dispară bărbatul ăsta din peisaj. Pentru că lucrurile între mine și Ioana merg din ce în ce mai bine. Și asta mi-ar cam strica planurile. Ce înseamnă asta? Tu n-ai văzut cum e? Tu n-ai văzut cum mă tratează? Tu ai văzut cum îmi vorbește? A venit cu flori și ai văzut cum mă tratează? Nu pot cu băieții ăștia aici. Haide, mă, lasă cu mama, că ți-am zis că o să vorbesc eu cu ea. Dar nu mai face scandal, că uite, gesturile astea o fac să aibă pică pe tine. O să am o discuție serioasă cu tata, mai ales în privința băieților, că eu nu mi-aș dori să plece. Haide să mergem, hai să mergem la bucătărie. Hai să mergem la bucătărie să vorbim. Lasă-mă, nu merg la nicio bucătărie. Lasă că plec și vin în altă zi. Ai înțeles? Nu mai las. Vin în altă zi că și așa, nu mi-a stricat toată discuția. Ai înțeles? Hai, pa! Stai să... La revedere! Nu, e ceva putred la mijloc. Ioana nu mai e cum am lăsat-o. Ce faci? Ce se întâmplă? Spune-mi și mie. Ce să se întâmple? Crezi că eu știam aici? Că ăsta vine aici? Dar ce caută aici? Păi de unde vrei să știu eu ce caută? Ce mai vrea de la tine? Nu știu. Ce Dumnezeu, că doar am terminat, am divorțat, da? Da? Sau mai aveți treabă din când în când? Încetează. Spune-mi și mie, lămurește-mă. Ca să nu mor prost. Încetează. N-am nimic cu el, am divorțat. Știi foarte bine de ce am divorțat, da? Pentru că am fost înșelată, da? Așa. Cum așa? Păi, continuă. Nu am nimic cu el. I-am spus să mă lase în pace. Nu înțeleg de ce tot vine aici și mai vine și cu flori. Crede că gata, cu niște flori mă împac cu el. Și ce-s cu scenele astea ale lui? Vine aici să facă scandal, să țipe? Relația cu Cristi mă face să mă simt ca o adolescentă. Nu știu, de multe ori simt fluturi în stomac, mă face să fiu, să mă simt iubită, să mă simt apreciată. Chiar îi mulțumesc că m-a ridicat după divorț. Nu știu, eram puțin în depresie. Și până la urmă,
cum a intrat în casă? Adică el mai are chei sau cum? Păi tu n-ai văzut că încă e casa lui? Pentru că Alin a fost tot timpul de acord ca el să aibă niște chei. Pentru că Alin nu înțelege că eu pot să am și viața mea. Da? E băiat, mă așteptam să înțeleagă lucrul ăsta. E aproape adult, ce Dumnezeu, nu mai este un puștan, un copilandru. Am și eu dreptul să... am și eu dreptul să trăiesc acum. Sunt gelos, recunosc. Am început să am sentimente față de Ioana și chiar nu înțeleg. Dacă nu ar mai avea treabă cu fostul soț, nu înțeleg de ce vine așa pe nepusă masă ăsta, aici și așa dintr-o dată. Ce acum, faci și tu scene de gelozie? Faci schimb unul cu altul? Ce faci? Da, îmi pare rău, poate am exagerat și eu. Păi normal că ai exagerat, doar ți-am spus că nu mai am nimic cu el. Îmi pare rău. Ce Dumnezeu, altfel... altfel mai făceam nebunia asta cu tine? Să ne întâlnim pe furiș, ba la tine în cameră, ba la mine în cameră, ba când, nu știu, pe furiș să ne pipăim, să ne privim, să... E o nebunie. Da, dar e o nebunie frumoasă. E atât de frumos, trăim așa o poveste frumoasă, chiar dacă e un păcat, chiar dacă nu e bine ce fac. Am și vorbit cu el lucrul ăsta, că noi un viitor serios nu putem avea. Dumnezeule, e de vârstă cu fiul meu aproape, deci nu se poate. Adevărul e că de fiecare dată când sunt în preajma ei, nu pot să mă țin să mă ating. Deci, tu nu știi foarte multe despre mine și tatăl tău. Hai să începem de aici, ce zici? Dar de ce să începem de aici? Pentru că de aici se începe. Scuză-mă puțin, de ce ai venit până la urmă? Cum adică de ce am venit? Am venit în casa mea, cum adică de ce am venit? Asta a, e numai iar casa e casa ta acum? Păi, dar nu și e când numai ai părăsit-o, nu era casa ta? Cum adică e? Când ai părăsit pe mine și pe copilul tău, nu mai era casa lasă, ta? Lasă, dragă, că nu, e, nu discutăm asta acum, de ce și am părăsit, așa, de ce am furiș, plecat. Și n-am înțeles. Cum am venit? Am intrat pe ușă, cum? De ce nu m-ai sunat? Auzi, lasă-mă cu astea, spune-mi și mie ce... Mă urmărești? Chiar dacă e cu 20 de ani mai tânăr, omul ăsta m-a adus la viață. N-am vrut să se întâmple. Mamă, n-am vrut să se întâmple, s-a întâmplat. Surpriză. Deci s-a întâmplat. O greșeală tehnică. Fostul soț, vinovat pentru divorț din spusele Ioanei, începe să o urmărească, măcinat de o gelozie care pare cât se poate de tardivă. Poate ea m-a înșelat de când era cu mine și de-aia a cerut divorțul. Mai știi? Și ea m-a găsit cu niște mesaje și gata, a cerut divorțul. Vali a simțit bine. A simțit că cineva încalcă un teritoriu pe care, fără niciun drept acum, îl consideră în continuare al lui, iar ce vede, nu poate accepta. Ce situație avem? Da, asta nu cumva e prietenul lui Ali? Ce caută asta cu prietenul lui? Ce faceți, mă, aici? Ce faceți aici? Nu vă e, mă, rușine? Ce faci, dragă, aici? Te culci cu colegii lui Fitu? Ce faci aici? Dansam. Nu vă e rușine? Dansam. Ha? Ce dans e ăsta? Dansam. Cum adică dansai? Păi eu n-am văzut ce făceai? Ce făceam? Ce înseamnă asta? Ce făceam? Dansam. Adică... Nu, nu se poate. Așa ceva e incredibil. Ca ce chestie să vină el tot timpul în această casă? În fond și la urma urmei sunt o femeie liberă, da? Scuză-mă puțin, de ce ai venit până la urmă? Cum adică de ce am venit? Am venit în casa mea, cum adică de ce am venit? Asta a, e numai casa ta. Iar e casa ta acum? Păi, dar nu și e când numai ai părăsit-o, nu era casa ta? Cum adică e? Când ai părăsit pe mine și pe copilul tău, nu mai era casa lasă, ta? Lasă, dragă, că nu discutăm asta acum, de ce și am părăsit, de ce am plecat. Și vii așa pe furiș, n-am înțeles. Cum am venit pe furiș? Am intrat pe ușă, cum? De ce nu m-ai sunat? Auzi, lasă-mă cu astea, spune-mi și mie, ce... Mă urmărești? Ce e cu tine halul ăsta? Mă urmărești? Ce e cu tine halul ăsta, spune-mi și mie? Ce e cu mine halul ăsta? Ce e cu tine halul ăsta? La vârsta ta te pretezi în halul ăsta? Sunt îmbrăcată, nu sunt dezbrăcată. Așa? Da, da, exact. Ce înseamnă asta la tine? Cum adică ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Ai o relație cu băiatul ăsta sau care e problema? Doamne ferește! Îi spune și mie ce e cu tine halul ăsta. Este de o vârstă cu fiul tău. În primul rând, te rog să lași tonul mai încet. Îmi spui tu mie să lași da, tonul mai încet. Da, să lași tonul mai încet. Tu care ești de seamă cu fiul meu? Da, zic să lași tonul mai încet. În casă la mine îmi spui tu mie ce nu să fac. Nu mai e casa ta de mult. Nu e treaba ta cum vorbesc eu, înțeles?
Te rog, să spui. Deci ascultă-mă. Ai o relație cu băiatul să sune. Deci zic. Eu n-am nicio relație cu nimeni. Deci te rog foarte mult, nu-ți permit să vii așa, în primul rând să mă urmărești, în al doilea rând să vii pe furiș fără să mă anunți. Nu înțelegi că nu te-am urmărit? Unde ai văzut că te-am urmărit? Pur și simplu am venit acasă și te-am prins cu el. Ce ai? Nu înțelegi? Eu nu cred nimic din ce spune. Ce are impresia că sunt fraierul ei? De când ești cu băiatul ăsta? Cred că ești de când am plecat eu, nu? Sau? Deci ești paranoic? Sau ești dinainte? Ești paranoic? Ia zici și mie. Ești paranoic? Nu sunt, vreau să-mi spui. Ba da, ești paranoic. Ia zici și mie. Și nu cumva, frumos, nu cumva ești mai de mult cu el? Și te rog frumos mai încet. Nu cumva, ia zici și mie, de când aveți o relație? În primul rând, nu avem. Nu aveți o relație? Nu avem o relație. Dar asta ce e? Ce înseamnă asta? Doamne. Pur și simplu, eu nu știu să dansez și încerca să mă învețe. Nu știi să... A, nu da, și trebuie să te învețe călare pe tine, nu? Dar sau cine era călare așa să învețe dansul? Cine era călare pe mine? Ce dans este? Vine el să mă certe că dansez sau că cine știe ce fac, să mă lase Dumnezeului în pace, pentru totdeauna. De ce nu recunoști că deci ești cu el? Deci nu am ce să recunosc, că nu am ce. Nu, nu ai o relație cu el? Nu. Și ce înseamnă mascarada asta aici? Deci, pur și simplu, ce? A fost o glumă, am pus muzică, am vrut să-l învăț să danseze, i-am arătat prima dată niște mișcări, da? Auzi, Alin, știe așa. Ce faci tu aici? Ce fac eu? Știe ce faci tu cu băiatul ce ăsta? Ce fac eu cu băiatul ăsta? Facultate? Dansam. Dansai, este? Da, exact. Atât. Exact. Și el știe că dansai? Unde e? Vrei să-i dau telefon să-i spun că dansa? Da, vreau să-i spui. Unde este el acum? La facultate. La facultate? Tu te și dai raportul. O să-i dau raportul. Că oricum ai înflorit multe despre mine. Da? Știu eu ce vrei să-i spui. Nu e problema ta ce tot timpul m-ai denigrat în fața copilului nostru. Tot timpul ai scos numai tâmpenii din gură. Și știi ceva, domnule? Dacă nu ai știut să mă apreciezi, te invit să mă lași în pace. Pentru tot restul vieții, da? Nu ai știu să mă apreciez, lasă-mă măcar să trăiesc de acum încolo așa cum vreau eu. Cu ce cucerit-o, mă? Ia zi și mie. Dar n-am cucerit-o. Cum? Ce ți-o oferă? Ascultă. Îți oferă ce ți-am oferit? Te rog, ce mi-ai oferit tu? Păi casa asta cu cine ai făcut? Ai făcut-o cu el? Sau cu mine? Sau acum faci o mini casa cu el? Casa noastră... Ce mini casă faci tu cu casa el? Casa noastră am făcut-o amândoi prin muncă. Așa, și ce ți-o oferă el, te-am întrebat. Și tu ce mi-ai oferit în afară de acești pereți? Ce mi-ai oferit? Dar ce vrei să oferi? Ce mi-ai oferit? Luna după cer? Vezi că scad... Da, îmi cad, scade poftim, bluza după da, tine. Uite, poftim, îmi cad. Cu mine nu scăde așa. Păi nu știai tu să mă faci să-mi cadă. Nu știai tu să mă faci să-mi cadă. Nu te uiți la tine, nu ți-e rușine de tine. Nu, uite, n-am oglindă în această cameră. Rușine. Nu mi-e rușine. Alo. Tu nu vezi cum ești îmbrăcată cu bluza aia necălcată, nemototolită și fonată? Te rog frumos, domnule. Eu nu mă bag în viața. N-aveți nicio treabă? Nu, nicio treabă. Sigur nu aveți o relație sigur, voi doi? Sigur, nicio treabă. Ce nu? Relație să am? Păi așa mi se pare mie. Dacă se duce la Alin, nu știu ce se va întâmpla. Efectiv, cred că am dat-o de gar rău de tot. Cum să am o mie relație? Mi se pare că se întâmplă deci ceva între voi. Deci doar dansam, omule, chiar nu înțelegi păi că doar dansam. Păi și eu când dansam îmi trimiteai de-alea că te înșel, că te fac, că te... Da? Acum tu când dansezi, eu trebuie să te înțeleg pe tine. Auzi, scuză-mă puțin, când ai dansat tu cu mine? Am dansat și eu, stai liniștită, tot la fel ca tine. Cu mine. Cu tine? Da, cu mine. Păi știi tu să dansezi, văd că acum ai învățat să dansezi. Cu mine nu știi să dansezi. Iată, există un început pentru orice. Da? Da. Știai să dansezi pe podea? Acum văd că dansezi în picioare. Știam să dansez lustruind podele. Da, da. Da? Ștergând praful, făcând mâncare la bucătărie, da? Da. Ei, iată că acum sunt vie. Văd, da. Da? Am observat. Și știu să trăiesc și vreau să mă bucur de orice clipă. De când și trăiești? Dansez. De când trăiești tu așa? Ia zici și mie. Uite, m-am gândit eu așa, de când am despărțit să învăț să trăiesc. De atunci ai învățat? Da. Nu exact. Cumva dinainte? Nu. Nu? Nu. Nu cumva de aia am divorțat? Că dansai băi, tu dinainte? Băi, nu ți-e rușine. A? Nu ți-e rușine. Nu cumva e motiv cine de... Cine a fost înșelat? Ăsta motiv de divorț? Cine ia pe cine a înșelat? Poți păi să știu și eu? Ia întreb. Zi, hai, zi. Păi nu știu că s-ar putea că se pare că tu... Băi, omule, ești paranoic? Da, sunt paranoic. Ia zi, de atunci când pleacă Dumnezeului de aici și lasă-ne în pace, da? Dacă ești paranoic. Da. Hai, te rog frumos. Zici și mie ți-am spus că este la facultate. Da? Lasă că o să vorbesc eu cu el, să-i spun eu lui ce faci tu în casă. Cu Alin vorbești de față cu mine, băiatule, da? Nu vorbesc, dragă, de față cu tine. Ba să da, vorbesc pentru că îi bagi numai prostii în cap. Cine știe ce vrei să-i spui? Nu e treaba ta ce vreau să-i spun, ai înțeles? Lasă că vorbesc eu acum cu el. Lucrurile clar nu o să rămână așa. Alin o să afle treaba asta și ea o să plătească cu vârf și îndesat. Dacă se duce la Alin și îi spune, vom avea toți de suferit. Domnule, înțelegeți că n-am nicio treabă cu soția dumneavoastră sau, mă rog, fosta soție, cum vreți să-i spuneți. E probabil cu 20 ceva de ani mai mare ca mine, e mai mare și ca mama și plus de asta eu am prietenă, cum să am vreo treabă cu ea? Hai mă, lasă-mă, nu spune tu mie, lasă că o să-i spun eu lui Alin ce prieten ești tu, da? Deci lasă mă duc și-i spun deci acum. Deci te rog frumos să nu te duci nicăieri. Hai, nicăier. La revedere. Doamne, 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 doamne.
Am să vorbesc și eu cu Alin și am să explic. În fond și la urma urmei, cum am spus, sunt o femeie liberă, sunt tânără și vreau să trăiesc. Sunt vie. Gelozia îl face pe Vali să-i ceară explicații Ioanei pentru ce a văzut. Dar bărbatul nu vrea să le audă doar el, ci vrea ca și Alin să afle toate lucrurile acestea, scopul fiind nu vreun spirit justițiar, ci răzbunarea. Cât despre Cristi, deși neinvitat, a insistat să fie alături de Ioana, o dovadă de curaj până la urmă. În primul rând, ce caută el aici? Ai curaj să-i spui adevărul? Cum adică adevăr? Spune-i tu! Spune-i tu adevărul. Eu să-i spun adevărul, ce adevăr să-i spun? Spune-i tu adevărul. Eu cred că v-ați jucat suficient de mult cu nervii fiului dumneavoastră. Ce adevăr? Înțeleg că ați vrut să-l protejați, înțeleg că fiecare a vrut să obțină câte ceva de la celălalt, dar ar fi momentul să spuneți cu toții adevărul. Ce adevăr? Spune-i. Păi să spună mama ta, dar nu vă mai comportați ca niște copii pentru că sunteți oameni în toată firea. Cum adică aruncați prieten? Mingea asta de la unul la altul. Dacă nu-i spuneți dumneavoastră, o să-i spun eu adevărul. Cum adică prieten? Deci, tu nu știi foarte multe despre mine și tatăl tău. Hai să începem de aici, ce zici? Dar de ce să începem de aici? Pentru că de aici se începe. Pentru că de aici a început totul. Nu cred că e. De ce da. Nu? Nu e relevant. Ce treabă are ba, că este știm... foarte relevant ce s-a întâmplat în trecut. Și da, fiul dumneavoastră are tot întâmplat. Dreptul să afle. Ce s-a întâmplat? Ce știi tu, mami? A greșit odată, l-ai prins, nu știu ce, nu contează. Da, l-am prins cu niște mesaje. Vreau să știu acum. Cu ce l-am prins? Cu niște mesaje, cu ce mai prins? Ceva mesaje. Chiar nu-ți e rușine? De ce să-mi fie rușine? Îți minți copilul așa, cu nerușinare? El mai prins cu niște mesaje, cu ce mai prins? Dar înainte de mesaje? Ce înainte de mesaje? Ești om matur, măcar acum recunoaște ce s-a întâmplat și de ce am divorțat, Vali. Fii bărbat, măcar. De ce? Ai coloană vertebrală sau nu? Nu știu la ce se referă, habar. Alin, tu trăiești cu impresia că părinții tăi au divorțat pentru că mama ta ar fi găsit niște mesaje compromițătoare în telefonul tatălui tău, corect? Și ca băiat am presupus anumite lucruri, normal, că nu Bun. Poți să le spargi dintr-un mesaj. Hai să-ți spun, dacă tot s-a ajuns la această discuție, da? Eu cu tatăl tău nu mai am nimic de ceva ani, dar tu erai prea mic atunci. Și am luat decizia să rămânem împreună, ca tu să nu suferi. Am stat pentru tine, erai mic. Ce să facem? Mai exact, doamnă, ce s-a întâmplat între dumneavoastră și fostul soț? Ce fac majoritatea bărbaților, Ernest? M-a înșelat și nu odată, ci de nenumărate ori. Și culmea, cel mai mult m-a deranjat că m-a înșelat cu prietena mea cea mai bună, da? Scuze, da? Cu prietena mea cea mai bună. Deci nu odată. Nu odată. Faptul că tu știi de anumite mesaje e infim. Îmi pare rău, te fac să suferi, îmi pare groaznic de rău, crede-mă. Adică noi mereu când plecam în concedii sau așa, voi nu erați împreună? Nu. Dormeam în aceeași cameră, ca tu să nu știi adevărul, ca tu să nu suferi, ne prefăceam amândoi că suntem fericiți, că ne iubim. Singurul lucru care nu s-a schimbat și jur cu mâna pe inimă a fost și este dragostea noastră pentru tine și grija noastră pentru tine. Am ajuns să facem asta acum, Alin, că știu, mama. Sunt conștient că mă iubiți, asta e ce da, treabă are vezi, momentul ăsta. Vezi că noi nu mai aveam viață împreună ca un cuplu normal, ca o familie normală, ca un bărbat și o femeie. Ok, și în momentul ăsta pui toată vina pe umerii mei, că din cauza mea... De ce gândești așa? Nu, pentru că din cauza nu, mea mama, tu ai renunțat la câțiva ani din viață doar ca să ce? Alin, iubirea, mamă, și eu nu dau vina întreb, pe tine. Cum? Păi și, pe, și atunci cu e vina? Da, e vina noastră. Că nu ne-am mai înțeles, n-am mai mers. Păi și de ce n-ați rezolvat atunci? Pentru că ai fi suferit mult mai uite, mult. Uite, tatăl tău aici de față, nici acum, la ani de zile după ce s-a întâmplat, după ce au trecut printr-un divorț, nu-și poate asuma această vină.
Nu poate să spună da. Asta am făcut, uite, am înșelat-o pe maică-ta de nu știu câte ori. E vina mea, băiete, nu e vina ta. De ce nu puteți să-i spuneți asta? Pentru că știți că ce? Că este adevărat, de... Păi oricum doare. A durut și doare în continuare, stai liniștit. A, și acum te-ai gândit tu să-l doară un pic și din partea ta, ha? Nu. Nu? Dar cu ce drept? Nu, exact. Cu ce drept o judecați? Până la urmă, din câte am înțeles, s-a pronunțat un divorț, nu? A mai rămas nu doar mai chestiunea sunt soția cu ta. De 3 luni. Nu mai sunt soția ta. Nu mai ai niciun drept. Oricum, mi se pare foarte ciudată chestia asta cu ești nevasta mea, ești bunul meu. Nu mi se pare corectă ideea asta. Dar ce ți se pare corect? Să te destrăbălezi? Îmi explică și mie până la urmă cineva ce caută el aici? Cristi, poate spune-i tu prietenului tău, că văd că taică-s-o nu are curajul. De ce ești aici? Că nu înțeleg. Ce cauți aici? Băi, Aline, ce să zic, mă, frate? Pur și simplu, ai o situație mai delicată în familie, înțeleg, și pur și simplu, nu știu, știi, la un moment dat, uite, tu ești cu Mirela și, na, ai o relație, știi cum e, și nu mă aștept să mă înțelegi oricum, nici nu te condamn dacă nu o faci. Ce făcut, ai avut treabă cu Mirela sau cum, că nu înțeleg? Nu, n-am avut treabă cu Mirela, cum să am treabă cu Mirela? Treaba asta în felul următor, știi că la un moment dat oamenii încep să simt anumite chestii pentru alți oameni și chiar fără să vrei se întâmplă anumite chestii. Tu zici, nevin, mă, că nu înțeleg nevinovat, ce, mă... înțelegi? Ce? Hai spune, ce mai... Spune, Cristi. Stai puțin. Da, vestea e foarte bruscă. Da, te înțeleg. Alin, chiar dacă e cu 20 de ani mai tânăr, omul ăsta m-a adus la viață. N-am vrut să se întâmple. Mamă, n-am vrut să se întâmple, s-a întâmplat. Surpriză. Deci s-a întâmplat. O greșeală tehnică. Deci te rog frumos să nu ai tupeu să te bagi. Da? Da. Pentru că la mine s-a întâmplat odată și la tine de N ori. Da, da. Și eu diferența n-am... cea mare este... Cum? Că dânsa în momentul de față este o femeie liberă. Bravo, exact. Iar tu erai un poate pic să-și trăiască căsătorit. Viața, da. Să-și refacă da. Viața da. Alături de cine vrea dânsa. Cum adică? Cu prietenul meu? Cu s-a prietenul tău ce mai bun. S-a întâmplat, a fost okay. Un derapaj, da, s-a întâmplat cu prietenul exact tău. Exact cum a spus și el. Păi da, tu, tu ai stat cu mine în casă. Tu înțelegi că el m-a făcut să trăiesc din nou? Să nu spui că ești îndrăgostit. Păi cum să spui asta da, că te-a făcut... Da, sunt o femeie liberă. Da, exact, sunt o femeie liberă. Te-ai îndrăgostit? Da, uite, m-am îndrăgostit. Te-ai îndrăgostit? Ești mulțumit? Nu pari îndrăgostit. De ce nu? Că nu pari. De ce? Că nu mai sunt dar cu tine. Dar de ce vă interesează pe dumneavoastră acest capitol al vieții? Păi vreau doamnei... să știu și eu ce relații au. Sunt îndrăgostiți? Sunt... Cum dar sunt de ce? Adică Aline, sunteți eu... divorțați până bun. La urmă, de ce vă mai interesează? De la bun început. Are dreptul să-și trăiască viața așa cum consideră dânsa? Am și eu dreptul să aflu. De unde și până unde? Tocmai ce am pentru spus că sunt tatăl sunt acestui bunul. Copil, iar acest copil merită mai mult decât un acest prieten. Acest copil este stați puțin un să ne înțelegem, în adică familie. Trageți niște concluzii pripite, doamnă. Da? Oare cumva vă îndreptați către o nouă căsătorie alături de prietenul păi lui? Păi asta întreb și eu. Este... Sunteți îndrăgostiți? Vă doriți o relație ascultă-mă. De viitor? Ascultă-mă. Spune-i la copilul tău. No? Deci, în primul rând, ce murdar în primul juca? Rând, nu ai dreptul să mă judeci. Dar nu te judec eu pe tine. Ba da, să asta te judeci, uite, fii tu să te judece, nu eu. Și pe tine de el ce are nu te-ar dreptul judeca? Să te judeci? Alin, ar fi pe complet greșit să judeca? O judeci pe mama ta. Păi, cum adică cine să mă judece? Pe tine de ce să nu te judece? Să mă judece, că asta ai încercat adineauri. Să-l faci să mă judece și pe mine. Păi nu acum e normal să te așa? Judece și pe tine. Dar nu e normal? Normal? Păi și nu e normal să te judece și pe tine? Și noi păi, facem Ioana, și mai rău Ioana, acum, da? Oprește-te puțin. Vreau să confirm un lucru dacă este adevărat ceea ce spun. Alin, uite, jur pe ce vrei tu. Nu am intenționat niciun moment de când am venit în casa ta să se întâmple ceva de genul ăsta. Așa a fost să fie, nu mi-am pus în cap să... De ce m-am simțit deci foarte... Deci tu la vârsta ta ai nevoie de aventuri, iar tu pentru tine, mama, este nu. Încă una pe lista de pe care vorbeam nu, noi. Nu. Până unde... Vorbești tu despre o aventură. Mama ta păi este o femeie liberă. Pricepe liberă asta? Și ce înseamnă asta? Poate să aibă o relație cu cine își dorește dânsa. Și din câte el știi... o să fie nouă meu tată? Termină cu prostiile păi asta. Păi și asta înseamnă aventură.
Da, și din câte știi, nici eu nu am pe nimeni și nu am nicio relație. Ce-ai fi preferat, Alin, ca maică ta să trăiască o viață în care să facă ce? Să plâng după soțul meu și să fiu cu baticul pe cap și cu șorțul în față, la bucătărie. Probabil că-ți plăcea imaginea, nu? Chiar nu crezi că are tot dreptul să-și refacă viața? Ce are. Vorbești? Are! Acum parcă mă admirai că arăt altfel. Băi, ai tot dreptul. Ce te deranjează pe tine, de fapt? Că e prietenul meu, că e de vârstă cu mine. Păi eu cu omul ăsta ieșeam, afară, e vorbeam adevărat. De fete, vorbeam Alin, de... Și tu în Alin, momentul ăsta... ascultă-mă un pic. Cum era maică-ta în perioada aceea? Și cum este acum? Eu știu că îți este greu să înțelegi asta, da? Și tu singur ai spus-o. Este prietenul tău, este de aceeași vârstă cu tine. Dar uite-te puțin. Mamei tale este mult mai bine. Tu chiar crezi că va trăi până la adânci bătrânesc cu el? Ai, o prostie chestia asta. De ce nu înțelegi că are tot dreptul să-și refacă viața? Să te ferească bunul Dumnezeu ca peste 20 de ani să fii în situația ei? Crede-mă, la fel ai procedat și tu. Întreb și eu ce înseamnă a-ți reface viața. Cu cine? Cu să te simți din nou apreciată ca femeie. Să simți din nou că poți iubi. Să simți din nou că cineva ține la tine. Să simți că poți cuceri pe cineva. Pentru că mamei tale i-a lipsit. El nu înțelege că nu e femeie. El nu înțelege, scuză-mă, Ernest. Tu ești bărbat și gândești prin prisma unui bărbat. În primul rând, orgolios, nu suporți ca femeia să aibă propria ei, hai să-i zic, identitate. Vouă vă place, scuzați-mă, dragilor bărbați, că vorbesc la modul general. Vouă vă place să fiți animalul dominant, da? Femeia să stea și să facă numai ce vreți voi, femeia să zică ce vreți voi. E, uite, eu nu mai vreau să fiu așa, clar. Am stat cu taică-tu în situația asta destui ani. Și acum te-ai reinventat. Da. Da? Dar are tot dreptul până la urmă. Da, reinventat. Reinventat. Tu te-ai da, sunt ironică pentru că... Nici măcar nu te simți vinovată. Nu, nu am de ce. Sunt o femeie liberă. Nu mai sunt căsătorită cu tatăl tău. Oricum nu mai... Și stai puțin. Femeia, măcar, tu nu înțelegi că ăsta-i prietenul lui? Măcar să aibă bunul simț și să recunoască. Înțelegi că e cel mai bun prieten al lui? Eu am cum înțeles. Nu te simți vinovat? Deci a fost un derapaj. A recunosc, fost un derapaj. Da, a fost un derapaj. Că s-a întâmplat cu el. Da? Da, și putea că s-a întâmplat oricine, aici sau în casă. Da. Și nu mi-e rușine. Nu ți-e rușine? Nu. Ia spune și lui Fitu, cum te-am prins eu în casă aici? Dar de ce nu-mi spuneți dumneavoastră? Cum? În primul dar rând... Dar sunt și călare unul peste altul? Care călare unul dar peste altul? Dar cum erai? Altul? Ce-i făceai aici? Deci am vrut să-l învăț să danseze. A vrut să-l înveți să danseze, da. A fost o glumă. Erotic. Ai vrut să-l înveți să danseze? Da, un pic erotic. Spus... Mă lași? Te las. Iar tatăl tău care... Probabil că urmărește ca în filmele polițiste. A stat probabil și ne-a urmărit pe geam, a văzut cum dansez, dar nu eram călare pe el. Dar cum erai? În fața lui dansam. Și el din ce dădea? Cum dansa el? Că ai zis că îl învățai să danseze. Alin, dar mai bine întreabă pe tatăl tău. Pe mai bine întreabă, te rog, pe tatăl tău ce reacție a avut el când a intrat aici în casă. Ce a spus el? Păi ce putea, să spună? Femeia care a stat 20 de ani și ultimii 3 ani, ultimii 4 ani. Că a stat 20 de ani, păi, da, îi aparține, este a lui. Tu dacă în momentul de față îi ții partea tatălui tău, asta înseamnă că maică-ta în permanență va fi pusă la zid, indiferent că trăiește cu unul de vârsta ei, cu unul mai în vârstă sau cu unul mai tânăr, în permanență va fi proprietatea tatălui tău și în permanență va fi judecată că de ce își reface viața. Eu am venit ca prostul cu flori la tine și tu ce faci? Mai și mințit? Păi lasă-mă pace cu florile tale, că habar n-ai ce flori îmi plac. Auzi, de 20 de ani nu știi ce flori îmi plac. Nici nu știți ce femeie ați pierdut și ce fel de femeie și cum poate să te facă să te simți și să te iubească și să, nu știu, să efectiv să te facă să te simți că trăiești și să îți ofere o grămadă de chestii pe care nu credeai că ți le poate oferi cineva și să îți fac o grămadă de lucruri de mâncare și să te aștepte. Ai, da, tu ce încerci, să mă enervezi acum sau ce? Nu încerc să vă enervez, încerc să vă... Eu nu știu cum e sau cum. Păi nu prea știu. Nou. N-ai știu să mă apreciezi. Eu nu știu mai nou cum ești. Trebuie să-mi spună el. Nu, tu nu știi. Păi și dacă știați ce bijuterie aveți, de ce v-ați bătut joc? Ernest, și înțeleg că nu o dat. Hai, am vrut okay. Al desert. Orice om merită o a doua șansă. Mm-hmm. Poate o a treia șansă, da, de la un punct. Hai, lasă-mă, Ernest, că i-am dat N șanse, da?
Eu cred că pe tatăl și face tău pe gelos. L-a deranjat foarte tare ideea că fosta lui soție a reușit să-și refacă viața. Bravo. Eu cred că tatăl tău se aștepta ca mama ta să se întoarcă în genunchi, să spună ok, trec peste orice, nu doar nu vreau tine să fiu singură. Eu cred că asta de fapt l-a deranjat pe tatăl tău. Pentru că mă uit un pic la atitudinea lui. Nu l-am auzit măcar o dată să-și ceară iertare pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Știi l-am ce a spus Ernest? L-am văzut comportându-se în continuare ca un laș. Nici măcar n-a avut curajul să spună el ce a făcut. Știi ce mi-a spus la divorț când s-a pronunțat divorțul? Ce v-a zis, doamne? Că fără mine n-ai să reușești, n-ai să faci nimic. O să vezi că te întorci la mine. Păi și ce ai făcut? Ce? Și ce ai făcut? Ce am făcut? Uite, trăiesc. Sunt exact cum am spus de N ori, de ceva timp încoace. Sunt vie. M-am redescoperit, m-am reinventat. Arăt a femeie. Cristi, dar stai puțin tu. Scuză, m-am grijă de mine și de casă. Mă bucur că răzbunit. Cristi, dar tu ce? Tu aveai niște așteptări că veți avea o relație a la long? Am realizat în final. Adică ați înțeles că pentru fiecare este o etapă. Nu, dar noi am avut o discuție, da, Cristi, și am hotărât că relația noastră nu are viitor. Da, da? Deci noi am vorbit lucrul ăsta. A fost o perioadă frumoasă, a fost o perioadă care v-a ajutat care și pe dumneavoastră să vă recăpătați încredere. Exact, exact. Știi, contează foarte mult stima de sine pe care domnul tată a cam călcat-o în picioare, tineri. Înțelegi, Alin, acum? Înțelegi? Ce să mai înțeleagă? Tot victimă ești. Păi treabă-l dacă înțelege, nu? Tot că în victimă pozezi. Asta încerci, să-i spui să-l faci să înțeleagă. Păi dacă e un adult, ar înțelege. Doamne, dacă a rămas un copil, nu înțelege. Cum? Doamne, cum să înțeleg? Ernest, tu ai spus că nu și-a cerut tata scuze? Dar nici măcar nu și-a cerut scuze de la mine. Că oricum ar fi fost. Pentru și dacă se ducea, taci, tu. Ce și dacă s-a... Și dacă s-ar fi cuplat cu unul de vârsta mea, nu trebuia să fie prietenul meu, nu trebuia în casa mea, nu trebuia... Da, tu înțelegi că anumite lucruri nu se planifică, se întâmplă pur și simplu. Tu crezi că mi-am programat gata la fără 5 și mă duc și întâlnesc prințul pe cal alb? S-a este întâmplat. O etapă în viața ei. Are nevoie de acest echilibru. Ce ți se pare ție mai grav? Că mama ta are această relație, aventură, cum vrei tu să-i spui, cu prietenul tău sau că tatăl tău ani de zile a înșelat? Ce ți se pare ție normal mai grav? Normal că mama e de vină. Mă mir că nu afirm că eu am fost de vină și în timpul căsniciei, că din cauza mea m-a înșelat. Sau probabil că din cauza mea m-a înșelat, că dacă eram cu baticul pe cap și cu șorțul în față, normal, nu mai aveam... Păi da, mie nu-mi dăm să ieși. Da. Nu mai învăța și pe mine să dansez. Păi, hai, încetează. N-aveai timp. Hai, încetează, te rog. Băi, uite-te, îmi cer eu scuze. Nu e ca și cum un singur moment eu m-am gândit la faptul că toată lumea o să râdă și că hai să facem mișto, că m-am culcat eu cum ai să lua Alin. Bă, gata tu, haide! Da? Alin! Doamne, unde s-a ajuns? Băi, ascultă-mă, te rog de frumos. Hai să vorbim. Hai să vorbim, chiar n-am apucat să vorbim. Deci nu e totul cum ți-ai imaginat tu. Ți-am spus, nu am intenționat o secundă să am ceva cu maică ta. Păi ce să-mi imaginez? Ce de imaginat că mi-a zis? Păi da, ți-am spus, tocmai că n-am vrut să te mint, ți-am zis. Dar faza e în felul următor. Eu nu văd că am ceva de viitor cu maică ta, cum ți-a spus și ea. Păi și ce am zis, mă, asta a fost o aventură, o altă aventură de atac cu mama. Așa a fost, pur și simplu. Păi ți se pare normal? Păi dacă eu eram în locul tău și îți făceam asta, ți se părea normal? Păi încearcă să te pui în locul meu. Încerc să mă pun și în locul tău. Păi eu eram plecat și tu erai în casă cu mama. Eu credeam că ești... Eu eram la facultate și eu credeam că ești prin casă să faci referate ce îți făceai tu. Și tu când colerai cu mama, bă, tu te auzi. Pleacă, te rog, gata, pleacă. Bine, mă, dacă așa vrei. Ce vrei de la mine? Ce vrei de la viața mea? Nu mai suntem soț și soție. N-ai văzut ce vreau? Nu mai eram de mult. N-ai văzut ce vreau? Că vii cu niște flori? Că mă urmărești? Asta vrei?
Ascultă-mă, ai tot dreptul să mă judeci. Ai tot dreptul să mă judeci, da? Dar în același timp îți cer să îți dai seama că sunt o femeie liberă, că sunt femeie, da? E greu să înțelegi lucrul ăsta, că tu nu ești femeie. Tu o privești pe ea doar ca pe o mamă și atât. Dar are și ea viața ei, are și ea dreptul să fie iubită, să se simtă dorită, să... Nu are 80 de ani. Îți place ce se întâmplă? Bă, chiar ai tupeu. Nu zici, îți place situația chiar asta? Chiar ai tupeu. Îți place situația asta? Da, mie îmi place. Ție îți place? Și dumneavoastră sperați că prin această atitudine veți face ce? Sperați că o să vă primească cu brațele înapoi? La cum se comportă, nu. Nu sper nimic. Culmea este că tu pozezi în victimă în continuare. În continuare. Ce în vrei de la viața mea? Ce ar trebui să pozezi? Ce vrei de la mine? Ce vrei de la viața mea? Nu mai suntem soț și soție. N-ai văzut ce vreau? Nu mai eram de mult. N-ai văzut ce vreau? Că vii cu niște flori? Că mă urmărești? Asta vrei? Ce vrei de la mine? Spune-mi și mie. A, nu ți-ai dat seama ce vreau, nu? Sau cum? Explică. Ar fi atât de greu să-i spuneți pe șleau? Da, vreau să ne împăcăm. Tu, să te împaci cu mine? Da. În ce sens să te împaci cu mine? Cum eram înainte de divorț? Sau să ne redescoperim și să ne îndrăgostim? Cucerește-mă. Păi așa mă cucerești? Urmărindu-mă și făcând scandal? Haideți să vă spun eu un adevăr. Alin și-ar fi dorit foarte mult ca voi să vă împăcați. Știu, Ernest, mi-a spus și mie de nenumărate ori. Pentru că în situații de genul acesta, copiii sunt cei care suferă cel mai mult. Exact. Iar fiul dumneavoastră a suferit foarte mult. Chiar dacă e băiat și chiar dacă are 19 ani. Ok, deci ce-am făcut, ce s-a întâmplat, este mai puțin ortodox, recunosc. Că e tânăr cu 20 de ani, că e prietenul copilului nostru, că e în casa noastră. Bun, recunosc. A fost din punctul ăsta de vedere o greșeală. Dar nu mă judeca că vreau să trăiesc. Nu mă judeca. Să-mi spuneți voi mie cu cine să mă duc și ce să fac. Păi nu sunt Hopa Mitică Vali. Am fost 20 de ani. Nu mai sunt. Și tu poți să înțelegi că vreau să ne păcăm? Și tu poți să înțelegi că eu nu mai vreau? Nu mai însemn nimic pentru mine, omule. Nu mai ești nimic. E dureros. Te-am iubit, am suferit după divorț. Nu te mai vreau. Fiul dumneavoastră este mare. Mai are 2 ani și termină facultatea. O să plece în viață, că nu cred că o să stea sub fusta lui mami, nu? Da. Ce vă lega pe voi? Ce o să faceți voi doi așa, porumbei împreună? Eu nu spun că ceea ce faceți dumneavoastră este greșit. Eu nu încerc să vă sap groapa. Dar... Dar dragoste cu forța nu se poate. Când cineva spune nu, e nu. Degeaba forțați lucrurile în momentul acesta, pentru că nu faceți altceva decât să vă înrăutățiți situația. Și nu faceți altceva decât să-l băgați și mai tare în ceață pe fiul dumneavoastră, care știu că și-ar dori foarte mult asta și ar fi foarte urât din partea dumneavoastră să vă folosiți de sentimentele lui doar ca să-i forțați Ioanei mâna. Oricum a fost un șantajist emoțional. Da? Așa crezi tu? Da. De ce? Nu trebuia să afle și el sau ce? Cred că ar fi fost mult mai bine să nu afle. Pentru că de tu ce? Știi foarte bine că relația cu băiatul ăsta n-ar fi ținut la infinit. A fost, exprim încă o dată, poate că nu m-ai auzit, a fost un derapaj, dar am simțit nevoia să mă simt iubită, apreciată, ceea ce nu eram. Până la urmă nu trebuie să-i dați dânsului explicații. Nu eram. Ați suferit destul de mult. Tocmai asta nu a înțeles Alin, că este nu a știut adevărul tânăr. De la început. Este prea tânăr, viața nu l-a supus unor încercări. Abia peste vreo 20 de ani o să înțeleagă el lucrurile acestea. După nu ce va trece și el și prin dezamăgiri, după ce va avea și el decepții și tot felul de... Îi doresc din suflet să nu aibă parte de așa ceva, mă, pentru e bine că e să foarte le ai. Greu. Da, e bine să le ai, că altfel nu ai cum să fii echilibrat, nu ai cum să ce prețuiești ceea ce face ai. Mai puternic. Nu ai cum să prețuiești ceea ce ai dacă nu ajungi să pierzi.
Ok, și pentru el... Pe mine m-a făcut mai puternică chestia. Pentru copilul tău, ți se pare normal ce faci? Au, știi ceva? Gata, hai. Te rog frumos, ajunge. Ajunge. Nu mai pot. Te rog frumos. Vom avea în continuare aceeași relație, pentru că avem un copil împreună, dar între noi doi nu mai poate fi nimic, da? Tu, bărbat, eu, femeie, nu mai este nimic. Te rog, înțelege, Vali. Și ce vrei? Să pleci. Vrei să plec? Da, să pleci. Ești să sigură? Pleci. Nu mai vreau să te văd. Ne vedem pentru copil. Atât. Nu mă mai urmări, nu mai veni așa pe nepregătite. Nu spun că mi-aduc amanții în casă. Nu te gândi la tâmpenii. Deci ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Da? Deci te rog frumos să pleci. La revedere. La revedere. Hai de capul meu. Cumplit moment, dar mai bine că s-au dat cărțile pe față. Da, da, Alin, trebuie să-l înțelegeți. Alin, chiar de ce a plecat atâta? Pentru că a plecat. Pentru că trebuia să plece. Pentru că... I-am explicat ceea ce ți-ai explicat și ție, că între noi doi nu mai poate să fie nimic. Alin, mamă, înțelege. Acum ai tot înțeleg, dreptul? Acum înțeleg că nu mai poate să fie nimic între voi și nici eu nu mi-aș dori să mai fie ceva între voi. Ascultă-mă, ai tot dreptul să mă judeci. Ai tot dreptul să mă judeci, da? Dar în același timp îți cer să îți dai seama că sunt o femeie liberă, că sunt femeie, da? E greu să înțelegi lucrul ăsta, că tu nu ești femeie. Tu o privești pe ea doar ca pe o mamă și atât. Of. Dar are și ea viața ei, are și ea dreptul să fie iubită, să se simtă dorită. Să... Nu are 80 de ani. Este încă tânără mama ta. Vei înțelege la un moment dat lucrurile astea. Mamă, tu mi-ai făcut mai mult rău decât tata, pentru că tata, indirect, pe mine nu m-a rănit. Pe mine, nu m-a rănit. Asta doar pentru că mama ta a îndurat și a înghițit. Înțelegi asta? Da, dar... Dacă tu știai când erai mic... Cum pot eu să mai ies, mamă? Cum pot eu să mai ies cu prietenii mei? Toți prietenii mei, cum pot eu să mai ies cu ei? Dar stai puțin, că nimeni nu a zis că toți prietenii tăi știu situația dintre mine și Cristi. Treaba asta rămâne între acești patru pereți. A fost o convenție între noi, nici fratele lui nu știe. Da, mă, dar la un moment dat oricum se află. De ce? Pentru că, bărbații se laudă? Nu, băiatul ăsta nu o să se laude, pentru că e un mare caracter. Poate nici nu știi ce prieten ai. Păi tocmai că știu. S-a întâmplat, Alin. Dacă... Ascultă-mă puțin. Nu, gata, ok, bine, nu știu. Lasă-mă, nu, o să plec. Am vorbit cu Mirela, i-am dat mesaj. O să stau la câteva zile să-mi limpezez mintea, să gândesc, să procesez tot ce am auzit. Poate și despre noi, despre tata. Așa. Și o să vorbim, dar îți spun, mama, îți spun vreau... că nu, să nu te aștepți să înțeleg sau măcar să pot să fiu pe aproape să te iert. Ascultă-mă, nu știu, s-ar putea puțin, să... Alin. Doamne, ascultă-mă, mamă. Lăsați-l să digere informația. Este fiul dumneavoastră și dumneavoastră v-ați crescut. Aveți încredere. Mă duc să-mi fac bagajele, gata. Mama, te rog, Alin. Lăsați-l, doamne. Gata. Aveți încredere. Aveți încredere că toate lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal. Să sperăm. După multe povești de viață la care am asistat împreună cu voi, acum simt că trebuie să-mi justific poziția față de ce s-a întâmplat. Ați observat că am susținut-o pe Ioana cât de mult am putut. Asta nu înseamnă că încurajez relațiile dintre o femeie de 50 de ani și un bărbat de 20. Despre altceva este vorba. Mulți ani căsătorită fiind, Ioana nu a avut practic nicio relație cu vreun bărbat. S-a sacrificat pentru Alin. Ca femeie, era într-un soi de moarte clinică. Și da, a cedat în fața lui Alex, care, să ne înțelegem, nu este vreo ușă de biserică. Dar Ioana a redevenit femeie, a înflorit, a revenit la viață și nu i-a creat nicio iluzie lui Alex. Deci, este o poveste fără victime, un win-win situation, cum ar spune englezul. Dar da, lui Alin îi vine greu să accepte ce s-a întâmplat, însă cu timpul va înțelege.
a mai rămas în discuție Vali. Dar Vali este un caracter cu care nu are sens să ne pierdem vremea. Așa că vă spun pe curând. Sunt supărată pe tine. De ce? Uite așa cum se supărată. De ce pisic? Ia zi. Niciun pisic. De ce ești supărată? Asta. Mașină cu 14.500? Bună, iubi! Bună, iubi! Dar cu mașina asta, ce e? E a mea! Îți place? Cum adică e a ta? E a mea! E? Ea e pernuța! Să mergi frumos, merg din... Și vezi! Ce vezi aici? Îmi par rău! Nu-ți fă probleme, îmi revin. Am să fiu bine. Hai, fratele, că te faci bine. Doar o mână și un picior. Liniștește-te. Ideea e că am vorbit cu medicul și zic că are nevoie de un kinetoterapeut. Și chestia bună este că știu pe cineva. Este sora unui prieten foarte bun de-al meu. Nu am nevoie de niciun ajutor, lăsați-mă în pace. Noi îți vrem binele, te rog, ascultă. Și eu îmi vreau binele, dar n-am nevoie de niciun kinetoterapeut, de niciun doctor, de nimeni. Ba da, ai nevoie. Nu am nevoie. Ba da. Nu trebuia să chemați pe nimeni. Te rog, cum o fac, mă, ia vă. Așa nu mă iubești, dar nici așa nu mă fac. Ce vrei să-mi faci? Ce face doamna doctor?